Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru data de 25 septembrie. Avem trei variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta. Sper că ați ales. Dacă nu ați ales, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem cum va fi ziua de 25 septembrie pentru cei care au ales prima variantă. Bun. Pentru cei de la prima variantă, văd că imagini directe nu avem, dar să vedem ce putem afla. În primul rând, văd că aveți un inel, chiar pe primul rând, iar acest inel vă spune că angajament cu o persoană bogată. Probabil că dacă cei care sunteți deja într-o relație, se face un pas în plus sau dacă ați cunoscut de curând pe cineva, la fel, persoana respectivă face pași spre voi. Ceea ce e bine și frumos. Mai aveți și doi demoni, iar acești doi demoni vă spun: prea multe merite fără restricții nu duce la nimic bun. Da? Încercați să fiți persoane echilibrate. Mai avem și un îngeraș. Iar acest îngeraș vă spune că o putere supremă te salvează din a face un pas greșit. Nu știu ce aveți de gând să faceți mâine, 25 septembrie, dar este bine să vă calculați pașii pe care vreți să-i faceți, să fie pașii corecți. Mai aveți aici un dric, iar acest dric vă spune că o boală, asta poate să fie, poate aveți un disconfort în sensul că, nu știu, poate vă doare mâine capul sau picior, mână și așa mai departe, sau pur și simplu nu vă simțiți bine, dar nu este ceva ce trebuie să vă alarmați, da? Mâine este un disconfort un pic la acest capitol pentru mai multe persoane, dar nu este ceva de nu este ceva ce trebuie să vă alarmați. Pentru care trebuie să vă alarmați, da? Mai sunt și astfel de zile, dar în rest, pentru voi văd că ziua este o zi bună, o zi benefică. Cei care vreți să vă rezolvați o anumită problemă mâine, să știți că aveți șanse. Indiferent despre ce problemă este vorba. Atenție doar să nu cădeți în capcana de a obține totul foarte ușor, pentru că atunci
vă îngreunați singur situația. Dar în rest, dacă faceți pașii care trebuie, să știți că aveți rezolvare în ceea ce aveți de făcut pe data de 25 septembrie. Haideți să vedem ce mai trebuie să știți voi pentru data de 25 septembrie. Cei de la varianta numărul 1. Cei de la varianta numărul 1, așa cum am spus, mâine vă puteți rezolva problemele, puteți avea noroc, puteți pleca chiar într-o călătorie. Unii poate merg la servici, alții în vacanță, nu știu, ceva de acest gen. Sau planificați, veți planifica o călătorie. Însă, atenție, cine vă propune acea călătorie? Cu ce scop vă propune acea călătorie? Pentru că e posibil să nu fie totul așa cum vă prezintă persoana respectivă. Călătoria poate să fie cu noroc, dar cu atenție. Pentru că sunt lucruri pe care voi nu le cunoașteți și în loc să vă bucurați de călătoria respectivă, s-ar putea să vă întristați. De asta vă spun, dar cu atenție veți rezolva. Mai ales cei care plecați pentru un loc de muncă, dacă e posibil, citiți contractul de muncă de 10 ori dacă e cazul, să vedeți exact ce vă așteaptă acolo, pentru ce mergeți și așa mai departe. Că sunt lucruri pe care voi nu le cunoașteți și sunt lucruri care vi le-au spus, dacă v-a spus că acolo e super bine, v-a mințit. Asta e ideea. Dacă v-a zis că câștigați, nu știu, o anumită sumă mare de bani, e o minciună pentru că veți câștiga mai puțin. Nu e că nu o să fie bine. O să fie bine, doar că nu este ceea ce vi s-a promis înainte de a pleca. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Și am să trec la varianta cu numărul 2. Să vedem cum va fi ziua de 25 septembrie pentru cei care au ales varianta cu numărul 2. A ieșit luna, prima imagine. Bun, a ieșit luna, iar luna vă anunță să nu deveniți deznădăjduiți față de o întârziere temporară. Aveți o anumită întârziere în ceva, poate în îndeplinirea dorințelor, poate pentru rezolvarea unei probleme, dar să știți că dorința vi se îndeplinește sau situația pe care vreți voi să o rezolvați și întârzie, se va rezolva. Doar că sunt mici întârzieri. Mai mici, mai mari, depinde acum de la caz la caz. Mai avem aici și un foc, iar acest foc vă spune, vei fi încălzit cu dragoste în timpuri dificile, în zile reci. Și persoanele care sunt singure, cât de curând își vor găsi pe cineva alături de care să fie. Poate chiar întâlniți pe data de 25 septembrie pe cineva, doar că poate nu-l băgați în seamă. Sau vă face un mesaj cu bună dimineața sau mai știu eu cum, dar voi ignorați acest lucru. Dar ușor, ușor după o să vă dați seama cine este persoana respectivă și ce intenții are. Da, văd că pentru voi
Doar astea au fost imaginile, sunt imagini puține, dar eu zic că sunt destul de benefice și destul de evidente în ceea ce aveți de făcut pe data de 25 septembrie. E o zi în rest mai liniștită. Haideți să vedem ce trebuie să mai știți voi pentru ziua de 25 septembrie. Da, atenție la o anumită persoană, pentru că este ca o vulpe pe lângă voi. Atenție cui spuneți secretele voastre, cui spuneți problemele voastre și așa mai departe. Pentru că această persoană nu face altceva decât să afle de la voi ceea ce vrea și după să vă supere. Da? În față vă spune, vai ce frumoasă e sau ce frumos, dar în spate să fie cu totul și cu totul altceva. Pentru cele care își, așa cum am spus puțin mai devreme, pentru îndeplinirea unei dorințe, este posibil în mare parte ca dorința să țină ceva legată de nașterea unui copil și se va îndeplini, chiar dacă întârzie această situație de a rămâne persoana respectivă însărcinată sau ceva de acest gen, da, vi se va îndeplini dorința. Doar că atenție mare ce persoană aveți în jurul vostru, că poate tocmai din cauza acelei persoane nu vi se îndeplinește dorința atât de repede. Da? Deci, dar că vă doriți o anumită schimbare în viața voastră, la fel. Poate că vedeți că nu se întâmplă acea schimbare, tocmai pentru că povestiți anumite lucruri la anumite persoane și persoanele respective nu vă vor bine. Da, încercați să fiți un pic mai secretoși, indiferent despre ce dorință este vorba. Dacă vreți să vi se îndeplinească mai repede. Da? De îndeplinit, vi se va îndeplini. Doar că trebuie să fiți atenți. Da? Văd că mai aveți aici și un drick. Nu știu dacă v-am spus. Acum l-am văzut. Iar acest drick vă spune, veți scăpa de pericol la timp. Da? Deci atenție la persoanele din jurul vostru, pentru că nu sunt corecte. Și e bine să descoperiți cine este corect și cine nu. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Haideți să vedem cum va fi ziua de 25 septembrie pentru cei care au ales varianta cu numărul 3. Bun, în acest caz văd că avem un urs, iar acest urs spune, vei obține ceea ce îți dorești, deși nu în perioada imediat următoare. Și voi aveți o dorință și văd că aveți și voi o întârziere, da? Deci vi se îndeplinește dorința, dar doar că nu în perioada imediat următoare. Mai durează puțin. Mai aveți, văd că și o sumă de bani, iar această sumă de bani, un câștig plăcut neașteptat. Deci câștigați bani din ceva. Da.
Cam astea au fost imaginile și la voi. Văd că sunt destul de puține imagini. Probabil ziua de mâine este o zi mai liniștită. Nu trebuie să, nu aveți de ce să vă faceți griji. E o zi normală. Nu, fără prea multe, fără probleme, fără multe bucurii. Doar că, v-am spus, dorința pe care o aveți vi se îndeplinește, dar nu acum. Bun, haideți să vedem ce trebuie să mai știți voi cei de la varianta numărul 3. Văd că unii chiar pentru îndeplinirea dorinței e posibil să facă și rugăciuni și anumite sfaturi. Atenție ca tot ce faceți să fie corect. Iar pe lângă asta mai aveți grijă că aveți în jurul vostru persoane care, nu știu, poate vă cer bani împrumut și vi dă destul de greu înapoi sau nu vi mai dă deloc. Sau vă cer anumite obiecte și la fel nu vi mai dă înapoi. Deci voi aveți, veți putea avea o viață destul de liniștită, cu dorința îndeplinită și viața voastră să fie foarte lină de acum încolo. Dar toate lucrurile astea depind doar de voi, dacă aveți răbdarea suficientă și dacă faceți pașii corecți. Altfel, dacă vă luați după toată lumea care nu este pentru voi, atunci o să vă îngreunați singur lucrurile. Deci, atenție mare, cui dați bani împrumut, cui dați obiecte împrumut, dacă semnați contracte, ce contracte semnați și așa mai departe, pentru că voi riscați să cădeți într-o capcană și nu ar fi indicat, pentru că aveți și șansa să fiți fericiți. Da? Deci, trebuie să fiți doar puțin atenți și lucrurile sunt foarte bune. Și pentru voi cei de la etalarea numărul 3. Eu cam atât am avut de spus și pentru etalarea numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!